găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Hai cu noi. Pentru că astăzi e zi de mare sărbătoare, Crăciunul, am decis să vă călăuzim pașii spre un oraș simbol al României, cetatea Sighișoarei, superbă în această perioadă. Iar apoi mergem, cum altfel, într-o vacanță la schi, în frumoasa stațiune Straja din Hunedoara. În cea mai recentă călătorie prin țară, am făcut o scurtă vizită și într-unul dintre orașele monument ale țării noastre, Sighișoara. Fondată în secolul al XII-lea de către sași aduși în zonă de regii maghiari, orașul Sighișoara este astăzi unul dintre cele mai bine conservate orașe medievale ale Europei. Numeroase sunt atracțiile acestui oraș înghețat parcă în timp, dar poate cele mai emblematice sunt turnul cu ceas, casa lui Vlad Dracul, biserica Mănăstirii Dominicane, scările acoperite sau școala din deal. Chiar în centrul cetății se află Hotel Sighișoara, un loc elegant și confortabil, unde nicio cameră nu seamănă cu cealaltă. Fiecare încăpere poartă detalii distincte, cu piese de mobilier autentic și decorațiuni rafinate. L-am alături de mine pe proprietarul Hotelului Sighișoara, domnul Ioan Lazăr. Bună ziua! Bună ziua! Domnul Lazăr, cine puteți spune despre Hotel Froniu și despre Hotel Sighișoara? Haideți să vă începem cu Hotel Sighișoara. Hotelul Sighișoara este un hotel clasat la 3 stele, care e compartimentat în apartamente și camere duble, camere single. Pot să spun și de prețul care diferă în funcție de anotimp, în funcție de sezon și extra sezon. În timpul sezonului e undeva la 60 de euro camera cu micul dejun inclus și toate taxele. În extra sezon, 45-50 de euro camera, inclus toate taxele și micul dejun. Ați mers pe stilul medieval. De ce? Pentru că vă aflați într-un oraș medieval, pentru că vă aflați chiar în interiorul cetății, v-a impus sau e plăcerea dumneavoastră? Nu, e asta a fost plăcerea noastră și e cumva absolut corect și să mergem pe un stil medieval, având în vedere că ne aflăm în cetatea medievală din Sighișoara. Hotel Sighișoara are 29 de camere și 3 apartamente, ce oferă o experiență de ospitalitate și eleganță ce evocă atmosfera medievală. Crama hotelului vă întâmpină într-o veche pivniță din piatră medievală, umbrită de arcade și cu lumină blândă. Aici vă puteți savura momentele de tihnă cu un strop de vin bun. Cât despre restaurantul unității, acesta conferă un spațiu rafinat, încrustat cu detalii ce evocă splendoarea istorică a Sighișoarei și un meniu desăvârșit, care îmbină gusturile tradiționale cu delicatese elaborate din gastronomia internațională. Ce ne puteți spune despre Hotel Fronius? Hotelul Fronius este o clădire restaurată, una dintre cele mai vechi clădiri din Sighișoara. E undeva din 1450-1500 și ne mândrim cu asta pentru că am luat și un premiu de la Ministerul Culturii pentru restaurarea clădirii. Și ne puteți spune de interiorul camerei, că au un design aparte. Camerele sunt camerele rămase din anii 1500-1600. Am mai descoperit foarte multă frescă care a fost restaurată și pusă în valoare. Cine doarme în camerele respective se poate să aibă unele trăiri, să aibă sentimentul că este într-o cameră din 1600-1700. Și este un boutique hotel de 5 stele, tot așa are micul dejun inclus. Camerele sunt foarte generoase, minim 40 de metri pătrați fiecare cameră și micul dejun absolut pe produse bio, tot ce se poate servi la micul dejun.
Pentru că ne aflăm într-o perioadă superbă anului, sărbătorile de iarnă, am decis să vă prezentăm o stațiune plină de istorie, de locuri de vis. Este situată la altitudinea de 1400 de metri. A fost catalogată ca și stațiune turistică în 2002, datorită celor 7 pârtii de schi amenajate aici și dotate cu instalație de transport pe cablu, iar 5 dintre acestea având și instalație de iluminat pe timp de noapte. Cu ocazia vizitei noastre la Straja, am purtat o discuție cu viceprimarul municipiului Lupeni, Iacob Mesaroș, aflat în stațiune pentru un eveniment special, deschiderea oficială a telescaunului. Ce ne puteți spune despre implicarea primăriei în stațiunea Straja? Primăria municipiului Lupeni s-a implicat în acest an masiv în ceea ce privește investițiile în Straja. În primul rând, a executat lucrări de lărgire a drumului spre stațiune, adică pe strada Calea Brăii, lărgind drumul ca să poată circula două mașini paralel, una față de cealaltă, lucru care era îngreunat în anii trecuți. Acum drumul este de o calitate perfectă pentru stațiune. Avem totodată montat în stațiune un nou telescaun care aparține firmei Comexim, despre care aș vrea să vă vorbească domnul Emil Părău. La manifestare a fost prezent și Emil Părău, om de afaceri și proprietar al complexului Montana din Straja. Sunteți un om care vă implicați în tot ceea ce înseamnă evenimentele din Straja. De ce? Deci, în primul rând, sunt născut, crescut aici și am zis că este imposibil să nu reușim ca și aici, în Valea Jiului, să facem o stațiune. Și am început în anul 1996, când putem spune că în Straja erau la un sfârșit de săptămână circa 100 de turiști. Și am reușit totuși, după atâția ani, să ajungă la un sfârșit de săptămână, într-un weekend, să vină aproape 3.000 de turiști aici în Straja. Pentru asta a fost un efort foarte mare. Dacă până acum câțiva ani efortul a fost practic numai noastră, celor care am investit aici, a privaților, de câțiva ani s-a implicat foarte mult și primăria de aici, din localitate, Consiliul Județean, am avut investiții chiar din partea guvernului, care a făcut împreună cu primăria acea gondolă, încă un scaun și instalație de făcut zăpadă artificială. Și noi, la rândul nostru, n-am stat, am reușit să montăm în Straja 5 teleschiuri și încă o altă firmă, încă 2 teleschiuri pe platoul Soarelui. Totodată avem și instalațiile noastre de făcut zăpadă artificială, în așa fel că la ora actuală în Straja avem 10 pârtii de schi, în total 26 de kilometri de pârtie și nu vrem să ne oprim, avem niște surprize și pentru anul viitor, un nou telescaun și, bineînțeles, și o nouă pârtie, care probabil după aceea putem să spunem că Straja poate să devină raiul schiorilor. Acesta și-a transformat în urmă cu aproape 20 de ani propria căsuță de vacanță de la munte în Cabana Montana. Pe atunci, Straja nu exista ca și destinație turistică pe harta României. Complex Montana din Straja, compus din 2 cabane, vă așteaptă mereu cu ușile deschise și vă garantează o vacanță de vis la munte, clasificat la 3 stele. Complexul este situat în munții Vulcan, la 1367 de metri altitudine, lângă stația de întoarcere a telegondolei. Este considerat perla stațiunii, datorită frumuseții și mai ales datorită interioarelor cu caracter vânătoresc. Cabana dispune de camere cu grup sanitar propriu, apă rece și caldă permanent. Masa se poate servi atât în sala de mese, cât și în restaurant. Cabana mai dispune de sală de fitness, sală pentru tenis de masă, biliard. Pentru că tot am vorbit de gazde, trebuie să știți că Montana aparține omului de afaceri Emil Părău, multiplu laureat al titlului de cel mai bun investitor în turism din Valea Jiului, considerat de mulți drept părintele stațiunii Straja, acesta și-a transformat în urmă cu aproape 20 de ani propria căsuță de vacanță de la munte în Cabana Montana. Pe atunci, Straja nu exista ca și destinație turistică pe harta României. Din Straja poți porni pe trasee montane, poți vizita schitul Straja, Coasa Poveste și cu tunelul pictat. Pârtia de schi Straja este acoperită cu zăpadă aproximativ 6 luni pe an, din noiembrie și până în aprilie. Aici se organizează în fiecare an Cupa Veteranilor, o competiție de schi mult așteptată de către turiști. Astăzi a fost o inaugurare oficială a sezonului, de fapt în Straja se schiază de la 1 decembrie.
și împreună cu primăria, cu Asociația Pro Straja, Asociația Pro Straja, Asociația tuturor cabanierilor din Straja, am reușit să facem, sper eu, o zi mai deosebită pentru turiști. După cum vedeți, ia în tren, voie bună, se poate schia și gratis astăzi, îți mai multe lucruri și mai sunt încă surprize. După ce am asistat la tăierea panglicii, moment ce a marcat oficial punerea în funcțiune a telescaunului, seara noastră s-a încheiat pe pârtia din Straja cu o coborâre superbă în noapte a schiorilor ce purtau în mâini făclii. Evenimentul nu se putea încheia, bineînțeles, fără un spectaculos foc de artificii care a aprins cerul stațiunii spre încântarea celor prezenți. Un gând bun telespectatorilor că emisiunea e astăzi ziua Crăciunului. Deci, în primul rând, de nașterea Domnului Iisus Hristos, le urez la toată lumea liniște sufletească, că de asta avem cel mai mult nevoie. Doamne ajută! Fiul hunedoreanului, Alin Părău, calcă pe urmele tatălui său și administrează pârtile din stațiunea Straja. Alin, care este jobul tău în afara faptului că schiezi aici în weekend? Jobul meu este economist. Director economic, un director economic pe pârtie, pe pârtie. Bravo, mă bucur foarte mult pentru Straja, mă bucur foarte mult care sunt foarte mulți turiști în zonă. Pârtiile din țara noastră sunt un bun venit pentru turiști. Sunt un bun venit, sunt într-o continuă dezvoltare, ne bucurăm că oamenii investesc, ne bucurăm că oamenii iubesc acest sport, vin tot mai mulți, an de an numărul turiștilor crește. Și este un lucru bucurător, este un sport frumos care trebuie practicat de cât mai multă lume. Stațiunea dispune de locuri de cazare în cele peste 300 de cabane, pensiuni și vile construite în ultimul timp. Cabana Edelweiss se află la numai 20 de metri de teleschiul numărul 2 în partea de sus a stațiunii Straja. Ambianța plăcută, dotările pensiunii, precum și serviciile oferite, vor satisface chiar și dorințele celor mai pretențioși turiști. Cabana este structurată în 9 camere duble standard, 5 camere duble superioare, 5 camere familii standard și 2 camere familii superioare. Toate camerele sunt dotate cu pat matrimonial, TV, baie proprie cu duș, internet wireless în incinta cabanei. Restaurantul cabanei dispune de 70 de locuri cu meniu tradițional, servire à la carte. Este un restaurant cu specific românesc, unde calitatea serviciilor și a preparatelor este mereu pe primul loc. Vila Daria se adresează turiștilor de toate vârstele, dar în special celor tineri care vin la munte în sezonul cald pentru relaxare, drumeții, aventură, distracție, iar în sezonul rece pentru ski, snowboard, săniuș, dar și pentru petrecerile care se organizează în sala de mese aproape zilnic. Este aflată la doar 20 de metri de gondolă și teleschiul 3 dotat cu nocturnă. Toți turiștii cazați în vilă beneficiază de reduceri mari la centrul de închirieri Daria situat la parter. Cabana Daria dispune de minim 36 de locuri de cazare și e compusă din camere cu 2 sau 4 locuri, dotate cu băi proprii și televizor, bucătărie, sală de mese și sală de dans, living. Pensiunea Casa Germană este situată în munții Vulcan, la 1350 de metri altitudine, în masivul Straja, la aproximativ 200 de metri de stația de întoarcere a telescaunului, care deservește întreaga stațiune turistică Straja și este în apropierea pârtiei și a teleschiului numărul 3. Pensiunea Casa Germană are 5 camere și un apartament, fiind situate pe 3 nivele. Printre facilitățile pensiunii se numără accesul la internet wireless, bar și restaurant propriu. Camerele casei germane sunt dotate cu baie proprie, TV, balcon și pat dublu. Situată într-un cadru deosebit, pensiunea Anca îndeplinește toate condițiile pentru o vacanță frumoasă la schi. Pensiunea Anca este situată la 200 de metri de telescaun, aproape de pârtia numărul 3, echipată cu nocturnă. Gazdă primitoare, la pensiunea Anca vi se oferă cazare și masă la cele mai bune prețuri. Facilitățile mai includ camere cu baie proprie și televizor, bar, sală de mese cu 32 de locuri, bucătărie cu meniu bogat și se organizează mese festive la cerere. Anul acesta, pensiunea Anca vă așteaptă într-o nouă prezentare. Grija, bună dispoziție și rafinamentul cu iz rustic sunt la ele acasă. Am poposit în mini-vacanța noastră de la Straja la Vila Alpin, situată la 50 de metri de telegondolă. Aceasta are o poziție excelentă, fiind amplasată între cele două pârtii cu nocturnă. Vila Alpin a luat naștere, așa pot să spun că inopinant. Am făcut un rebelion aici, acum
20 de ani și la o săptămână după ce am plecat din Straja ne-am întors ca să găsim un loc să pornim construcția unei căsuțe de vacanță. Ne-am întors în stațiune, am găsit un loc, am construit o căbănuță mică care a crescut de la an la an și a ajuns așa cum o vedeți acum. Vila Alpin dispune de 60 de locuri de cazare cu un confort de 3 stele. Avem 27 de camere, oferă tot confortul, internet wireless, baie proprie, televizor, o bucătărie care noi spunem că este tradițională și satisface toate poftele și simțim că turiștii pleacă bucuroși de la noi, dar cu un gând de a reveni și cu un sentiment de părere de rău că pleacă. Și după câteva ture bune pe pârtile din Straja, e musai să serviți o masă îmbelșugată în restaurantul Vilei Alpin, care păstrează o notă de eleganță și bun gust și vă îmbie cu bucate alese care cuprind preparate delicioase atât din bucătăria tradițional românească, cât și specialități internaționale. Restaurantul Unității este totodată locul perfect pentru evenimentele de neuitat din viața dumneavoastră. O nuntă ca în poveste, bucuria unui botez sau reuniuni festive alături de prieteni. Gazdele vă vor încânta papilele gustative cu meniurile atent alese și savurând un vin bun alături de cei dragi. Mihai, ți-a un gând bun telespectatorul nostru în ziua de Crăciun? Ce putem să le rugăm în ziua de Crăciun decât să fie masa bogată, să fie împreună cu prietenii și cu familia lor, să avem un an nou că se apropie și nou an fericit și plin de realizări, să ne vedem cu bine cu toții și să fim mult mai buni și mai înțeles pe anul viitor. Situată la doar 50 de metri de telegondola din Straja, pensiunea Diana de 3 stele vă invită pe vârfurile muntelui Vulcan să-i treceți pragul pentru ca vacanța dumneavoastră să fie una de neuitat. Pensiunea pune la dispoziție 47 de locuri de cazare în 14 camere elegante și un apartament. Dotările sunt pentru un confort maxim, încălzire centrală, grup sanitar propriu, TV, internet, interfon, room service. Restaurantul pensiunii vă oferă un meniu variat cu mâncăruri tradiționale sau exotice. Rezerva de produse ca la mama acasă, compoturi, dulcețuri, murături, zarzavaturi, gemuri, vin sau țuică, face ca cele 45 de locuri din restaurant să fie ocupate mai tot timpul. Pensiunea Vacanța se află într-un cadru pitoresc, cu priveliști încântătoare care cuprind toată partea estică a Văijiului, la o distanță de 10 metri de stația de întoarcere a telegondolei care vă face accesul în stațiunea Straja din municipiul Lupeni. Această locație este o afacere de familie în care respectul față de turiști primează. Într-o atmosferă caldă, gazda împreună cu personalul calificat vă oferă servicii de cea mai bună calitate. La parterul pensiunii se află restaurantul cu o capacitate de 40 de locuri, unde puteți servi meniuri diversificate. Pensiunea are per total o capacitate de 25 de locuri în 10 camere. Printre facilități se numără grup sanitar propriu în fiecare cameră, TV, internet wireless, încălzire centrală și terasă de vară. Vila La Moșu își așteaptă prietenii și oaspeții într-un cadru plăcut cu o panoramă extraordinară, unde mirosul vinului cu scorțișoară vă îmbie la bună dispoziție și relaxare. Capacitatea vilei este de 25 de camere, având disponibil un număr de 66 de locuri, din care 14 camere sunt ideale pentru familii cu copii. Gazdele sunt întotdeauna la dispoziția oaspeților la recepție, iar întreaga vilă este un loc relaxant în care te poți regăsi. Tu se pot organiza evenimente familiale sau conferințe. Restaurantul La Moșu este dotat cu o bucătărie mare și capacitatea sălii în restaurant este de 60 de persoane, așa că evenimentele speciale, ca nunți, botezuri sau bancheturi, își găsesc aici un loc numai bun de petrecut. Vila MDM din Straja se bucură de o poziționare inedită la 150 de metri de telecabină. Locația a fost inaugurată în anul 2010 și pune la dispoziția clienților un ambient modern în care aceștia să petreacă momente de vis alături de cei dragi. Camerele sunt single, de 2 locuri, de 3 locuri sau de 4 locuri. Toate dispun de mobilier modern, băi proprii, TV prin cablu, internet wireless, încălzire centrală. Restaurantul din incinta vilei stă la dispoziția tuturor clienților, iar personalul special se va ocupa să pregătească cele mai bune preparate tradiționale, care vă vor încânta papilele gustative. Aici se încheie această ediție a emisiunii Hai cu noi. Mulțumim oamenilor dragi care ne-au găzduit în zonele turistice în care am colindat. Noi, echipa emisiunii, alături de sponsorii noștri, vă dorim din suflet un Crăciun fericit și vă urăm la mulți ani!
Voilà.